Așa că, pe acest fondal de depresie generală, uitați-vă ce avem în acest moment și în Parlament, o majoritate absolută, transpartinică și transideologică. Au dispărut liniile de demarcație dintre partide, nu mai știm care e stânga, care e dreapta. Toți s-au unit în jurul vițelului de aur. Și-au trădat partidele și alegătorii care i-au propulsat în Parlament și acum susțin un guvern fără legitimitate și care încearcă din răsputeri să obțină niște fonduri din străinătate, din Occident, pentru a putea plăti în luna aprilie pensiile și salariile. Nu știm dacă le vom avea. Iată unde am ajuns, de la Clubul Prietenilor Republicii Moldova, de la bugetul fenomenal de 2 miliarde de euro, la miliardul de dolari furat de ai noștri din băncile moldovenești și în această stare de teribilă derută.